Se apropie nenorocirea prezisă de Baba Vanga. Ce se va întâmpla cu omenirea în acest an? Baba Vanga, cea mai mare clarvăzătoare a omenirii, a făcut predicții incredibile pentru anul 2021. Predicțiile sale nu au dat greș niciodată. Aceasta a spus prin ce lucruri va trece întreaga omenire în acest an. S-a născut în anul 1911 într-o familie săracă și la 12 ani a rămas oarbă. La scurt timp după această tragedie a început să aibă primele viziuni. Cei care au avut norocul să o cunoască spun că Baba Vanga știa să citească gândurile oricui și să prezică viitorul. Dovadă stă faptul că liderii bulgari au folosit-o de-a lungul anilor. Potrivit predicțiilor făcute de Baba Vanga, anul acesta este o perioadă de haos care va cuprinde întreaga omenire, ba chiar este posibil ca Belarus să intre în componența Rusiei. De asemenea, femeia a vorbit despre apariția unor medicamente pentru boli letale și a vorbit despre care va fi starea de sănătate a președintelui Rusiei și cel al Statelor Unite ale Americii. Iar previziunea făcută pentru președintele rus Vladimir Putin este de-a dreptul înfricoșătoare. Tot Baba Vanga susține că economia Europei se va prăbuși anul acesta, ba chiar este posibil ca Vladimir Putin să fie omorât. Totodată, clarvăzătoarea a spus că vor avea loc mari dezastre. A prevăzut că în 2021 este posibil să aibă loc unificarea a trei urmași. Oamenii de știință susțin că ar fi vorba despre India, China și Rusia.